Ca el, în lume mai sunt doar 20. În România e unic și e un supraom, deși duce un handicap cumplit. A fost de mic orb, surd și mut. Cu o voință de fier și o tehnică revoluționară, Vasile Adamescu a învățat să vorbească, deși demutizarea unui om surd și orb e considerată un miracol. Și-a depășit condiția, și-a acceptat soarta și a făcut în viață mai multe lucruri decât face un om obișnuit. Sculptează, dansează, călătorește, scrie o carte și cunoaște lumea în moduri care nouă ne sunt străine. Iar acum învață un copil cu același handicap ca și el, să comunice cu cei din jur. Iată povestea supraomului Vasile Adamescu. Închideți ochii, astupați-vă urechile, faceți un pas și încă unul. Mergeți spre baie și încercați să vă faceți așa, în beznă și în liniște absolută, toaleta de dimineață. Veți descoperi o lume nouă, o lume bazată pe amintiri, pe obișnuințe, pe reflexe și pe imagini pe care creierul le-a stocat deja. Imaginați-vă însă că nu știți cum arată o încăpere, o oglindă sau chiar propriul chip, ce culoare are cerul și ce sunet face apa care curge, că nu ați văzut și nu ați auzit nimic niciodată. Iar acum încercați să le descrieți pe toate, fără să vă bazați pe repere vizuale și auditive. Vă va fi imposibil. Și totuși, Vasile Adamescu o face în fiecare zi a vieții lui, de 67 de ani încoace. Vasile Adamescu a fost de mic, orb, surd și mut și nimeni n-a crezut că va fi vreodată om. Studiile arată că în primii ani de viață, un copil cu un asemenea handicap e aproape sălbatic. Nu are sentimente și nu face deosebire între obiecte și oameni. Nu poți să le duci și nici să-l faci să vorbească, pentru că nu vede și nu aude. Vasile Adamescu a reușit însă imposibilul și mai mult decât atât. La început a fost un singur cuvânt. Apa. Apa. Când l-a rostit, avea 12 ani și se chinuia de un an să scoată un sunet. Totul a început de la A. A-P-A-P-A-P-A. Asta a fost un eveniment în școală când chiar se discuta. Adamescu a spus A. Performanța lui e excepțională. Demutizarea unui copil orb și surd e considerată și astăzi un miracol, sau cel puțin un experiment cu șanse minime de reușită. E foarte greu să-i explici unui micuț care nu vede și nu aude că există un limbaj și o legătură între obiecte și cuvinte, între stări și expresii. Ar trebui să fie un copil extrem de inteligent, dar cum să-ți dai seama de asta când nu există comunicare cu el? Când Vasile Adamescu era mic, România nu avea niciun specialist capabil să educe un copil orb, surd și mut. În lume exista un singur caz, cel al americancei Helen Keller, însă și ea era considerată o excepție irepetabilă. O metodă dificilă, inventată de profesoara Annie Sullivan, a ajutat-o pe Helen Keller să-și folosească simțurile rămase valide pentru a face legătura între vibrația sunetului, mișcarea gurii și poziția limbii la fiecare literă. I am not dumb now. Vasile Adamescu a avut și el șansa lui. La școala de nevăzători din Cluj, profesoara Florica Sandu i-a ghicit potențialul intelectual și a încercat cu el experimentul Keller. I-a explicat mai întâi că fiecare lucru poartă un nume. În ore lungi și obositoare de explicații și repetiții, profesoara l-a învățat să simtă informația, pentru că alte mijloace de a o primi nu avea. Apoi l-a învățat să rostească literă cu literă și cuvânt după cuvânt. Ani la rând s-a chinuit Vasile Adamescu să înțeleagă, să articuleze și să formeze fraze întregi. I am prepared
Cumplit de greu pentru un copil care nu știa ce se întâmplă în jurul lui, care trăia într-un univers înnecat în tăcere și întuneric. Extrem de dificil să-l faci să înțeleagă noțiuni abstracte și să-și descrie stări pe care chiar și un om obișnuit are probleme în a-și le exprima. Încet, încet, conștiința lui Vasile Adamescu s-a trezit. Micuțul sălbatic, copilul cu care nimeni nu se putea înțelege, a învățat să fie om. La 17 ani știa deja să vorbească, absolvise cu brio școala primară și visa la facultate. Azi, în toată lumea, ca el sunt doar 20. În România e unic. Ceea ce îl face remarcabil e dorința lui neobosită de a cunoaște, de a descoperi, de a simți lumea din jur, de a învăța până la extenuare. A terminat Școala Populară de Arte și Facultatea de Psihopedagogie Specială, a devenit profesor la Școala de Nevăzători și a învățat 5 limbi străine. Uluitor pentru un om care a trăit o parte din viață fără să cunoască sensul cuvintelor. Inteligența lui, ieșită din comun, și un talent remarcabil îl ajută să-și modeleze propria lume. O lume fără sunete și fără culori, pe care însă o îmbogățește în fiecare zi. Nu de mult i-am arătat prin vibrații, punând mâna pe boxe, stilurile de dans. Pentru cei din jur, e aproape un supraom. Din 2004 este pensionat de la Liceul pentru Deficienți de Vedere, dar predă în mod particular, benevol, fără să primească vreun ban, la atelierul de modelaj pe care îl are acasă. Când l-am văzut pe dânsul, mi-a dat curaj mai mult să trec peste lucrul ăsta, peste dezavantajul ăsta. Paradoxal, în loc să-l înrăiască, handicapul lui l-a ferit de tot ceea ce putea să-l altereze. Stăm lângă un om care în viața lui n-a înjurat, care în viața lui n-a spus un cuvânt vulgar, care în viața lui nu a calomniat pe nimeni. Unde mai găsește astăzi așa un om? Iar pentru Vasile Adamescu, oamenii sunt strângeri de mână, forme, mirosuri, senzații, ființe perfecte pe care nu poate să le vadă, dar pe care le recompune după propria viziune și le însuflețește cu calități pe care își imaginează că le au. Vada cu mâna în loc de păcăruă de exemplu la motoraj, fac cu mâna de fărătă lucrări după căpul omului. A fost în țări străine, a văzut cu simțurile opere la care alții nu ajung niciodată. E avid să știe cum e lumea noastră, deși el o cunoaște deja în moduri care nouă, celorlalți, ne sunt străine. Poate ghici printr-un simplu gest cât de repede se deplasează vehiculul în care se află. Viața lui are un curs aproape normal. Își pregătește masa, face singur cumpărături, uneori citește, alteori joacă șah, singurul sport care îi permite să concureze de la egal la egal cu ceilalți. Duminica merge la biserică împreună cu prietenul său, omul care îi descrie tot ce se aude și se vede în jur. În timpul slujbei e foarte atent la predică, pentru că vrea să fie orb și surd la toate ispitele. Mă rog, de tămare,
mai scănez că este mirosul Dumnezeu. Credință oarbă. Tot ce spune preotul îi se transcrie în palmă, iar el crede în fiecare cuvânt cu mintea și cu sufletul. Și de curând, viața l-a răsplătit, l-a ajutat să-și pună în practică uimitoarea lui performanță și să ducă spre lumina cunoașterii un suflet la fel de încercat ca și el. Când l-a văzut pe Rareș, s-a văzut pe dumnealui când era mic. Pe Rareș, un băiețel surd, orb și mut, l-a cunoscut pe vremea când copilul era un mic sălbatic. Dar a ghicit în Rareș acea inteligență extraordinară de care e nevoie pentru a da contur unei lumi informe. De câteva luni lucrează cu el, învățându-l să-și culeagă informațiile cu ajutorul simțurilor rămase valide. Încet, încet, copilul l-a acceptat. Acum se lasă docil în mâinile profesorului și evoluează împreună într-o lume plină de necunoscut. Fiecare om are o cruce de dus și Dumnezeu nu lasă cea de dus mai mare decât poate să o ducă omul. Și asta nu a fost crucea noastră și nu putem duce. Părinții lui Rareș s-au mutat din Piatra Neamț la Cluj doar pentru a fi aproape de Vasile Adamescu, singurul om care le-a dat speranță. Faptul că l-am cunoscut pe el mi-a dat un impuls, un bolt. Și Rareș ar putea, cu timpul măcar, să se descurce pentru el. Rezultatele au început să apară. Băiatul poate să rostească deja cuvinte simple, dar care îi dau încredere. Amin! Hai! Bravo! Îl modelează pe Rareș după chipul și asemănarea lui, exact așa cum face cu întreaga lui lume atât de diferită de a noastră. În lupta cu destinul, supraomul Vasile Adamescu a câștigat cu ochii închiși și a devenit un exemplu pentru alții, demonstrând că fiecare zi poate fi un dar, dacă știi să-l primești.